personalitatele poate provoca oamenilor. Din mărturiile dumneavoastră, ale vorbitorilor, cât și ale ei, am constatat că, într-adevăr, regele Mihai este omul care a scris acolo pagina de istorie adevărată a României și cei tineri cred că trebuie să cunoască adevărul despre regalitate, despre regele Mihai și este o mare bucurie că vom putea oferi din nou cărți tinerilor și vom putea vorbi despre acest eveniment, despre Lia Efure, care ne-a povestit un capitol important din viața ei, pe care l-a dăruit cu generozitate, că generozitatea este cuvântul, cum bine spunea doamna profesor Rodica Ivan, o caracterizează pe Lia, că ne-a dăruit această carte, că ne-a dăruit din timpul ei prețios. Eu mulțumesc, și acum, clar, dacă mai doriți, vom discuta acolo la un pahar, vom gusta ceva, dar Lia, sesiune de autograf. Da, da, da. Sesiune, deci vă rog să treceți pe la Lia. Unde sunt celelalte cărți? Dar acolo pe masă. Vă rog foarte mult să vă luați cărți.